Locuitorii din autonomia Găgăuzeș vor alege Bașcanul în data de 30 aprilie. Evgenia Guțul, candidatul partidului Șor, zilnic are întâlniri cu alegătorii la care își prezintă programul electoral. Liderul partidului Șor, Hilan Șor, a declarat în discursul adresat găgăuților că votând-o pe Evgenia Guțul, găgăuzii votează pentru întreaga echipă a partidului. Acesta a dat asigurări că va începe implementarea tuturor promisiunilor electorale chiar din a doua zi după victoria în alegeri. Atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, crearea noilor locuri de muncă, dar și construcția celui mai mare parc de distracții din sudul țării, Găgăuzia Land. Au rămas zile numărate până la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, dar până acum candidatul partidului Șor, Evgenia Guțul, a avut nenumărate întâlniri cu alegătorii. Potrivit ei, satele și orașele din autonomia găgăuză se confruntă cu aceleași probleme ca și restul Moldovei. Însă echipa partidului Șor vine cu o altă viziune asupra soluționării problemelor. Din acest motiv, oamenii sunt curioși și analizează cu atenție programul electoral al candidatului. Cele mai recente vizite electorale au fost efectuate la Cazaclia, Copceac și Sfetlăi, unde Evgenia Guțul a avut o discuție sinceră cu alegătorii. Nas ждёт будущее, хорошее будущее с нашим лидером и с командой. Ne așteaptă un viitor mai bun cu liderul nostru și cu echipa partidului Șor. Suntem o echipă cu experiență și profesionistă. Știm cum să reorganizăm toată infrastructura care, din păcate, ne lipsește în Găgăuzia. Practic, nu există drumuri, nu există iluminare. Spitalele și grădinițele noastre, multe școli, au nevoie de reparații, însă toate acestea le vom realiza împreună cu echipa noastră. Este posibil pentru că avem dorință. După câștigarea alegerilor, pe lângă lansarea unor proiecte mari de infrastructură în autonomie, Evgenia Guțul a promis că toate proiectele sociale care au fost implementate în raionul Orhei și Taraclia vor fi repetate și în Găgăuzia. Este vorba de magazine sociale, farmacii sociale, proiectul privind revenirea diasporei acasă, asistența materială pentru pensionari și familiile tinere. 30 aprilie, este zi. Așadar, 30 aprilie va fi ziua X pentru Găgăuzia noastră. Atunci va trebui să decideți viitoarea soartă a voastră, a copiilor și nepoților. Alegeți numărul 7, este un număr norocos, este o șansă și o victorie pentru întreaga Găgăuzie, unde va începe o viață nouă. Vă garantăm asta și peste un an ne vom întâlni din nou aici și nu ne va fi rușine să ne uităm în ochii dumneavoastră. În discursul său adresat alegătorilor găgăuzi, liderul partidului Șor, Hilan Șor, a amintit ce le-a spus locuitorilor din Orhei cu 3 săptămâni înainte de scrutinul din 2015 și anume că dacă va fi ales primar, va face tot posibilul pentru a le asigura o viață mai bună. Și m-am ținut de cuvânt. Au fost construite drumuri moderne, a fost realizată iluminarea, a fost organizat transportul public gratuit, au fost implementate proiecte sociale mari și multe alte lucruri. Astăzi am venit la dumneavoastră și am venit și cu un program concret. Vă propunem un program de investiții de 500 de milioane de euro. Acest program prevede reconstrucția totală a tuturor drumurilor, iluminat, parcuri, transport gratuit, construcția unui nou aeroport și multe altele. În termen de 2 ani mă angajez să majorez pensiile și salariile bugetarilor cu 30% și eu răspund pentru aceste cuvinte. Este responsabilitatea mea personală față de voi. Îmi dau cuvântul de bărbat. Mai mult, Hilan Șor a promis că după ce Evgenia Guțul va fi aleasă în funcția de bașcan al Găgăuziei, va fi construit parcul de distracții Găgăuzia Land, care va fi inaugurat pe 1 iunie 2024, de Ziua Internațională a Copilului. Veți avea drumuri bune, iluminat stradal, aeroport, salarii și pensii mai mari și locuri de muncă bine plătite. Bineînțeles că toate acestea vă vor asigura un trai mai bun, însă un plai de vis nu poate exista fără un parc de distracții pe măsură. Pentru mine și echipa mea este foarte important ca cei mici să aibă unde petrece timp de calitate alături de cei dragi, indiferent de veniturile pe care le au părinții lor. Lucrările de reparație a parcului Găgăuzia Land vor începe imediat după ce Evgenia Guțul va deveni bașcan al Găgăuziei. Vă asigur că acesta va fi un început bun pentru un viitor demn alături de noul bașcan, Evgenia Guțul.
Potrivit unui comunicat de presă al partidului Shoror, Hayland a fost construit în 2018 la inițiativa lui Ilan Shor. Este cel mai mare parc de distracții din Moldova și din regiune. Este singurul din țară în care toate atracțiile sunt gratuite. De atunci, peste 4 milioane de oameni au vizitat parcul. Un alt parc de distracții uriaș ar fi fost construit la Bălți dacă Marina Tauber ar fi devenit primar al acestei localități. Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 30 aprilie, iar candidatul partidului Șor, Evgenia Guțul, este numărul 7 pe buletinul de vot. Pentru funcția de bașcan al Găgăuziei luptă 8 candidați.